Deci noi vom avea mâine meeting-ul, vom picheta în continuare, pentru că s-a aprobat cererea de organizare a manifestărilor până la momentul luării deciziei, urmând ca în funcție de deciziile care vor fi luate la nivelul primului ministru, al Ministerului Economiei, să acționăm în continuare. Spuneți de pichetare, vor fi adică zilnic ceva adunat? Zilnic, între ora 4 și 5, vor fi oameni din sindicatul Romgaz, din sindicatul Transgaz, din sindicatul administrației publice locale și orice alți oameni care vor trebui să vină să picheteze aici în fața sediului primăriei municipiului Mediaș.